Trage sârma în sus. Am făcut reparațiile de la parter. De afară. Aici e toaleta la primul etaj. Mă tem că nici detergent nu e aici. A, este. Numai că e alb. Mă așteptam să fie roz, ca la celălalt etaj. Și apa e caldă bună. Tot așa, de conectați lumina, ca să faceți economie, dar ce ascunsă e toaleta asta, ca nimeni să nu poată identifica. Și doar la etajul ăsta e și cancelaria și cantina. Ar trebui să fie indicatoare ca să nu umbli oamenii pe la dulapurile astea, căutarea toaletei și să electrocuteze. Și lacăte la ușă, omul a crezut că e în cuiet, dar nu e în cuiet. Alicurile alea pe aici centrală. Pe acolo coborâți. La mea sală, da. Stanța fizică. Mai intru o dată. Da, păi dimineața am intrat la 704, acum mă duc la 407. Așa vreau eu să pară interesant. Iedică luptă cu COVID-ul. Bună, bună. Luptă cu COVID-ul și îi pun pe să îmbli cu același pix, să lucrez cu același pix pe care, în mod sigur, nu îl dezinfectează niciodată. Și dezinfectantul lor e fără alcool, zero alcool. Ca să vă dați seama cât de responsabili sunt cei de la judecătoria Chișinău care au cumpărat dezinfectant. Le-au spus toate instituțiile abilitate că virusul ăsta poate fi omorât numai de 70% alcool, dar e luat antibacterial, fără alcool. Și se păzesc de COVID. Să vedem toaleta și de aici. O, aici se face economie. Detergent pare că este. Hârtie igienică. Aici e mai civilizat. Cum dacă? L-a reparat sus, dar jos nu. Am mâncat la caserolă. Facem economie. Interesant până unde poți să ajungi pe aici. În caz de incendiu sau explozii sau luare de ostatici. Poate coborât până jos, trebuie verificat, dar de-am după ședință.